După ce a pierdut șansa de a ocupa fotoliul de vicepreședinte la Consiliul Județean Gorj, Marius Borcan are aspirații înalte. Copreședintele al de Gorj anunță că va candida la alegerile parlamentare și vrea un loc de deputat. Chiar dacă nu recomandă nimic pentru acest lucru, nici măcar rezultatul de la alegerile locale. Dian Popescu afirmă că Borcan este într-o confuzie pentru că Partidul Conservator, din partea căruia vrea să candideze, nu mai există. Chiar dacă este copreședinte ALDE după fuziunea dintre Partidul Conservator și PLR, Marius Borcan a anunțat că va candida la alegerile parlamentare din partea conservatorilor. Partidul Conservator își va depune documentația pentru un post de deputat în toamna acestui an, va candida pentru alegerile parlamentare. Iar ca să nu fie niciun fel de surpriză, până la finele acestei săptămâni îmi voi depune CV-ul, toate actele necesare. Consider că îndeplinesc toate condițiile statutare și legale pentru a candida pentru o funcție de deputat. Dian Popescu afirmă că Borcan poate candida din partea ALDE și nu din partea conservatorilor, pentru că PC nu mai există. Popescu a mai precizat că poate Borcan a plecat din partid și el nu știe. Părerea mea că domnul Borcan este într-o mare eroare în acest moment, a rămas nostalgic cu Partidul Conservator. Partidul Conservator a fuzionat cu Partidul Liberal Reformator. Din această fuziune a dat naștere ALDE. Partidul Conservator nu mai există. Dacă dânsul vrea să candideze din partea Partidului Conservator, îi urez succes, dar poate vrea să-i depună candidatura din partea ALDE, al cărui partid știu eu că face parte. Dar poate nu știu eu și a plecat din ALDE și la Conservator. Mult mai acid în declarații a fost jurnalistul Narcis Daju. Unul dintre nenumărații nimeni din politica din Gorj tocmai a anunțat că ne va face onoarea să ne reprezinte ca deputat. Da, până și un nimeni ca Borcan, care deși face politică de ani de zile, n-are absolut nicio realizare de interes public, are pretenții de deputat. Cu candidați ca Borcan la parlamentare, se preconizează un absenteism de cartea recordurilor, a spus Daju. Marius Borcan și-a încercat norocul și la alegerile locale, însă scorul obținut la Bumbejiu a fost sub cel scos de partid în localitate.